Reprezentanții sindicatelor pe de o parte, dar și cei ai principalelor instituții din Mehedinți s-au pus din nou la masa negocierilor. Primul punct adus în discuție de reprezentanții salariaților a vizat măsurile pe care le consideră necesare pentru dezvoltarea pieței muncii. Un prim pas ar fi dezvoltarea infrastructurii pentru ca numărul investitorilor să crească. Știți, când vine un investitor mai ales străin, pune niște condiții. Apă, energie, infrastructură, canal și așa mai departe. De asemenea, pentru ca nivelul de trai al populației să crească, sindicaliștii consideră că trebuie acordată o atenție și dezvoltării muncii part-time. Procentul de muncă part-time în zona noastră este de doar 2,7%. Este foarte scăzut. La nivel european, procentul de part-time este 7,5%. Aici, ca să vin în același timp și cu o, să zic, mică soluție, ar putea să vedem cum am face să atragem studenții în această zonă. Participanții la întâlnire nu au neglijat nici problemele legate de sănătate. Așa se face că în discuție au fost aduse chestiunile legate de asigurările de sănătate și de schimbările pe care executivul dorește să le aducă acestui sector. Noi suntem totalmente împotriva, am discutat cu sindicatele noastre, împotriva acestui sistem. Sistemul de stat să rămână sistem de stat integralitatea sa, iar cei care vor asigurări private poate să le facă separat de sistemul de stat. Nu s-a pus problema în momentul de față de a se privatiza total asigurările de sănătate. Se pune în discuție a da posibilitatea și asiguratorilor privați să intre pe piața aceasta, nu numai ca asigurări complementare și voluntare. Conform subprefectului Ioan Suru, toate propunerile concrete venite din partea sindicaliștilor vor fi menționate într-un proces verbal și vor fi transmise guvernului.